Încă o propunere legislativă inițiată de deputatul Eugen Neață a trecut de Senat, un proiect de act normativ care modifică articolul 2 din legea numărul 192 din 2010 privind trecerea unor drumuri forestiere, a căilor ferate forestiere și a lucrărilor de corectare a torenților din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor, Romsilva, în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora a fost adoptat de Senat săptămâna trecută. Drumurile forestiere, căi ferate forestiere și lucrările de corectare a torenților, precum și terenurile aferente acestora, care fac obiectul trecerii cu titlu gratuit din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva, în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și administrarea consiliilor locale ale acestora, se stabilesc prin hotărârea Guvernului la cererea Consiliului General al Municipiului București, după caz. Prevederile se aplică și drumurilor forestiere, lucrărilor de corectare a torenților și terenurilor forestiere aferente acestora, care deservesc în totalitate fondul forestier, proprietate publică a statului și zonele turistice și de agrement situate în perimetrul unei unități administrativ-teritoriale, prevede articolul 2 din proiectul legislativ inițiat de deputatul Eugen Neață și alți trei colegi parlamentari. Această lege a trecut de prima cameră, de Senatul României, pe data de 4 februarie și a fost admisă așa cum a fost ea propusă de inițiatori, respectiv eu și în caz trei colegi, și ea reglementează transmiterea cu titlu gratuit a lucrărilor de corectare a torenților, precum și a drumurilor forestiere și a terenurilor aferente acestora din domeniul public al unităților al statului, în domeniul public al unităților teritoriale administrativ, cu îndeplinirea unor condiții. Drumurile și lucrările să nu deservească fondul forestier pe proprietate publică, să nu facă obiectul lucrărilor de investiții aflate în terenuri rurale, să fie trecute integral, inclusiv lucrările de artă. De asemenea, să fie situate parțial sau integral pe teritoriul unității administrativ-teritoriale care solicită transmiterea acestora în proprietatea sa. Având în vedere că la nivel național sunt tot mai multe drumuri forestiere care deservesc 100% fondul forestier național, proprietate publică și în același timp zonele turistice și de agrement ale unor unități administrativ-teritoriale. Prin propunerea legislativă se permite ca aceste drumuri forestiere cu lucrările de artă și corectarea torenților să treacă în domeniul public al unităților administrativ-teritoriale în vederea dezvoltării și modernizării acestora, susțin inițiatorii în expunerea de motive a actului normativ. La nivel național sunt multe drumuri forestiere care deservesc atât fondul forestier, dar sunt folosite și de UAT-uri, chiar fac legătura dintre anumite sate sau uneori chiar dintre anumite localități, însă pentru că sunt în proprietatea Regiei Naționale a Pădurilor și nu pot fi accesate anumite fonduri pentru dezvoltarea lor, pentru modernizarea lor, ele au rămas cumva în urmă față de celelalte drumuri aflate pe suprafața teritorială a UAT-urilor respective. Tocmai pentru a se putea dezvolta aceste și moderniza aceste drumuri, pentru a se putea accesa fonduri europene sau fonduri naționale, am inițiat această propunere legislativă pe care am supus-o în dezbatere și așa cum ați precizat și dumneavoastră pe 4 februarie, a fost adoptată în Senatul României. Având în vedere că la nivel național sunt tot mai multe drumuri forestiere care deservesc 100% fondul forestier național, proprietate publică și în același timp zonele turistice și de agrement ale unor unități administrativ-teritoriale. Prin propunerea legislativă se permite ca aceste drumuri forestiere cu lucrările de artă și corectarea torenților să treacă în domeniul public al unităților administrativ-teritoriale în vederea dezvoltării și modernizării acestora, susțin inițiatorii în expunerea de motive a actului normativ.